Dacă vă uitați atent pe partea asta, puteți vedea inclusiv dinții. Cu pasiune, dar și cu mare atenție, arheologii studiază cele 39 de piese din bronz. Este prima din Transilvania în care arheologii, printr-o cercetare arheologică, reușesc să descopere un depozit de bronzuri depus în vas. Vorbim de sfârșitul epocii bronzului, undeva la 1150-1100 înaintea erei noastre. Este o perioadă de maximă dezvoltare a metalurgiei bronzului în acest spațiu. Tezaurul din bronz a fost găsit în situl arheologic din comuna Pianu de Jos, județul Alba. Majoritatea se aflau într-un vas din ceramică. Sunt importante în primul rând din punct de vedere științific, pentru că este o ocazie destul de rară să găsești un astfel de depozit, depunere rituală într-un context clar. Noi avem aici acum în lucru un depozit de bronzuri descoperite în cadrul unei săpături arheologice, acoperită cu o patină nobilă care va trebui păstrată în cadrul procesului de restaurare, fiindcă este tocmai cea care nobilează obiectul și dă autenticitate. Piesele din bronz urmează să fie supuse restaurării, proces care ar putea dura 2-3 luni, spun arheologii. Apoi tezaurul va fi prezentat în cadrul unei expoziții.